Salut, sunt Tiberiu de la cel.ro și astăzi povestim despre unul dintre cele mai ușoare trasee din masivul Bucegi, și anume Transbucegi, Crucea de pe Careman. Cel mai simplu mod de a ajunge la cruce este cu mașina până în Sinaia, apoi stânga pe drumul către Târgoviște, iar după vreo 7 km, dreapta pe drumul județean 713, Poreclit și Transbucegi. Pe Transbucegi puteți ajunge ori sus pe platou, spre cabana Piatra Arsă, ori la lacul Bolboci. Pe acest drum noi am dat și peste o vulpe, dornică să stea la pozat. Sus pe platou puteți să mai ajunge și cu telecabina din Bușteni până la Babele, dar este scumpă și programul ei de funcționare este de gravide. Din Transbucegi se ia ușor la pas vreo 6 km și un pic pe platou. Traseul pleacă de la 1921 m altitudine și trece pe lângă cabana Babele și foarte aproape de Sfinx, care, apropo, nu e tot una cu vârful Omul, iar mai apoi duce până sus pe vârful Careman la 2338 de metri altitudine, de pe care se coboară până la cruce la 2291 metri. Sunt doar două porțiuni mai înclinate, în rest traseul este aproape plat. Crucea, probabil că mai toată lumea a văzut-o din Bușteni, are 39,3 metri înălțime și a fost construită între 1924 și 1928 în cinstea eroilor români din primul război mondial. Sus pe lângă cruce era plin de flori de colț, dar pentru că nu le-am filmat, trebuie să mă credeți pe cuvânt. Și cum lumea nu vine până aici doar pentru cruce și florile de colț, am să vă las mai departe să priviți peisajul.